sunt. Vin în anul 2024 cu doamna doctor Anca Vereanu, care a venit cu tehnologie de 2025. Să rămână, bună dimineața! Bună dimineața, Neața! Am venit cu destea, acum am schimbat, nu l-am mai adus pe Fritz. Mai să știi că eu am aparatul ăsta de 3-4 ani în cabine, 5 ani, cred, da? Văd aici niște dinți pe care pot să-i rotesc. Asta înseamnă că este o amprentă digitală, 3D. Da. E foarte simplu de făcut? Da, destul de simplu, oricum e foarte simplu pentru noi, dar este foarte prietenos pentru pacient. Nu mai pentru că a revoluționat amprenta aia cu care ne necăm cu toții, nici eu n-o suport, deci trebuie să-mi fac o coroană. Mi-am luat o amprentă zile trecute de 4 ori, că mi-a venit să vomit groaznic materialul. Unii sunt mai sensibili decât alții. Stai până se întărește, după aia până ți-l scoate de pe da, dinte. Da, și ți-o ocupă dinții. Puțin, se duce spre cerul gurii, ai senzația că nu mai poți să respiri. Adică este pentru unele persoane, da, este destul de greu de suportat. Am trăit și eu experiența asta și mi-a fost ușor. Și asta îți face asta ce se întâmplă? Da, ăsta este un scanner digital. Așa. Chestia asta se introduce în gura pacientului. Da. Acum nu vreau să o introduc la mine că e steril, am sterilizat-o, poate să o introduc la mine. Așa, și se ia o amprentă digitală. Ce înseamnă? Că face zeci de poze laser? Pe secundă. E acolo sau ce e? Este un, o cameră. Okay. E o cameră și de fapt ea filmează și ia poze multe și construiește un model 3D, da? Okay. Virtual. Nice. Ăsta este un model, de exemplu, e cineva care are niște are niște implanturi. Poți să alegi ce să vezi aici. Poți să vrezi, da, ce okay. vrei. Ăsta este, uite, o proteză scheletată are jos, da? Și au fost antagoniștii lui. Și aici, după cum se vede, dacă renunțăm la maxilarul de jos, da. Se vede că este o lucrare pe implanturi. Okay. E fast and fix-ul ăsta, sau dinți într-o zi, care se poartă. Așa arată o lucrare dinți într-o zi, apropo. Da. Este o lucrare 1, 2, 3, foarte groasă pe spate, deci care un pic, voi n-ați putea să aveți o asemenea lucrare, pentru că fiind oameni de televiziune, îți modifică fonația. Pentru că aerul normal nu mai are ușurința de a ieși printre dinți, nu mai poți să spui F, da. V. La asta aveam probleme toate, când aveam aparat. Da, toate aceste consoane la care ai nevoie de aerație și... Da, și nu să iasă aerul printre okay. dinți, pentru că asta e o lucrare provizorie. Aici s-a acoperit tot. Totul se acoperă, că altfel se rupe lucrarea. Mamă. De aia eu tot spun asta, nu e lucrare. Da. Zidit e, tot acolo? Cum zic eu, tank sovietic, okay. adică, da. Deci asta e, vedeți, pe 6 implanturi la maxilar, făcut o lucrare provizorie, nu e nici cea mai frumoasă, nici cea mai urâtă, e o lucrare cu care omul poate să mănânce 6 luni de zile, după aia vorbim de estetică, okay. da? Dar astea sunt lucruri pe care noi putem să le și după aia îi pui antagoniștii, mă rog, și poți să încerci să construiești lucrarea protetică. Poți să lucrezi cu un laborator în Hong Kong și îți trimite doar lucrarea, nu mai trimite amprenta. Care e ușurința pentru noi, de exemplu, am mai făcut aici, am mai deschis un model. Deci după softul ăsta de design poți să spui că vrei fațete. Să spunem că noi vrem să facem fațete la coroane. Uite, avem coroane, restoration. Mă rog, și trebuie să-i băgăm suprafața, nu contează. Da, el îți dă tot. El da? Îmi dă sugestia? Da. Și marcăm dinții pe care vrem să facem, da. Ok. Do you really want to replace? Da, pentru că avea altceva, bag și aici, trei, uite, îi pun, să zicem că îți fac trei fațete pe front. Așa. Da? Bun, în față, da? Incisiv e... Hai mă, ce faci? Yes, yes. Sunt eu odată cu cremă pe mâini și după aia mă duc next, da? Și de aici poți să scanez. Ia deschide. Ia deschide gura, așa. Ce trebuie să fac? Păi țineți un pic buzele. Hai să facem. Depărtătorul ăla? Stai puțin că s-a gândește. E, gândește, e neamț, ăsta e neamț. Și ziceți că l-aveți de 2-3 ani, nu? Gata? Și el știe deja că vrem să scanăm sus. Da. Și pentru că aici am o clapă și îl opresc și îl pornesc așa, ia să vedem. Cu pedale? Păi ce mai e treabă serioasă? Când trebuie să stau? Luăm un prim plan la el? La risca în gură. Ia uite. Aha. Și ia uite-l pe ecran, că nu se vede. Prea am eu condiții de scan. E că îmi doare gura. Te doare, păi dar bagi degetele alea, nu prea le bagi bine. Trebuie să vii la mine în training. Așa, da? Aoleu, nu mai vorbi. Hai, să scanăm un pic că te chinui și n-avem poziție. Uite, deci am scanat, ia uite, niște bucățele de dinți. Da, ăștia sunt incisivi. Aici am o fațetă. Acolo ai o plombiță. Da.
acolo e o plombiță. Dar uite ce bine se vede dacă eu măresc. Ia uite ce bine se vede muchia de la plombiță, că nu e bine adaptată dintelui. Yes. O vezi? Că ai o dungă. O și văd, o și ce se întâmplă aici? Asta, device-ul ăsta poate fi folosit, această amprentă digitală și scannerul ăsta, poate fi folosit și ca diagnostic, pentru că tu poți să mărești și vezi foarte mare. Vezi și în spate. Vezi și în spate, dacă puteam să-ți bag scannerul ăsta. Astea sunt normale? Foarte normale. Asta e morfologia frumoasă a dintelui natural. Da? Chestia asta se numește cingulum. Este o formațiune anatomică a dintelui. M-a speriat toată viața, că am crezut că mi-a crescut în plus. Pe care nimeni nu o mai imită pe dinții sintetici, mai ales pe aceste dinți într-o zi care au o ramforsare foarte groasă. Din cauza acestor locuri și, găurele pe care le ai tu în dinte, în spate, care de fapt este o morfologie, tu ai o fonație anumită. Okay. Nu știu dacă observați, că eu am observat cântăreți care nu mai fâsâie, nu vreau să dăm nume, dar sunt câțiva care horror. Deci, stomatologul lor le-a făcut dinții prea groși aici, poate prea lungi și spațiu. Nu mai poți să formezi sunetul. Da. Da, 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 că aici se formează, aici pui limba ca să faci orice consonant. Da, și se vede, uite, unde ai tu tocit, de exemplu, tu tocești aici, că aici închizi, dacă ți-aș fi luat și jos și puteam să facem un model să închizi gura, da? Ce nebunie. Da, bine, și de aici încolo tu poți să te duci să trasezi toate, ai antagoniștii, iei mușcătura și începi și trasezi limitele și de fapt este un dispozitiv care te ajută să ai acuratețe mai mare. Față de mulajul normal. Acest aparat poate avea, de exemplu, softul de design. Mie îmi place să fac design. Dar multor doctor nu le place. Am avut doctor tineri în cabinet care au zis: mie îmi place să pierd timpul, că timpul meu e prețios, mă duc la mare, mă duc la munte să facă tehnicianul. Ok, dar de foarte multe ori eu am ajuns la vârsta mea să fiu de multe ori nemulțumită de, cum face de anumite chestii pe care nu pot să le transmit tehnicianului. Nu neapărat că nu face, că ei sunt niște tehnicieni buni, adică nu lucrăm cu niște neprofesioniști. Are experiență, dar nu are buzele pacientului, nu-l are pe om, el lucrează pe un model. Uite, ăsta, de exemplu, un model, da? Ăsta e un model care imită o patologie și, de exemplu, putem să ștergem scanarea asta, de exemplu. Și să-l scanăm pe ăla? Da, și să-l scanăm pe ăsta. Uite, îi dau drumul de aici. Dacă vrei, poți să te joci tu. Ia, cum se scanează? Deci, îl scanează dintele, îl pozează, că eu n-am văzut la mine în gura. Ia, uite. Simțit o lumină. Ah, ok. Deci, te duci. Okay. A, practic se fotografiază tot, îți face o imagine 3D. Ok. O compune singur. E deștept. Bă, e foarte deștept. Ăștia sunt anumiți producători care au de foarte mulți ani. Deci ei au crescut organic, cum să spun. Și sunt alții care au copiat toată chestia asta și vin cu lucruri foarte bune. Da? Asta elimină orice greșeală, de la amprentare, de la... Da, bine, sunt tot felul de comentarii și cu aceste scanere, că îți dai seama că sunt mari clasici în viață care se opun... Potriva tehnologiei? Da. Da. Și zic că, mamă, sunt erori și nu știu ce. Deci mie mi se pare că am avut niște rezultate extraordinare. Uite, de exemplu, ăsta e un pacient care se vede treaba, care are nevoie de niște coroane pe front. Astea sunt niște șuruburi, nu? Nu știu dacă se vede. Voi prindeți... Se vede, da. Se vede bine. Deci, astea sunt, nu sunt șuruburi, sunt dinții lui șlefuiți. Ah, ok, pe care vor pe veni... Pe care, cu praguri, mai sus sau mai jos, cum a vrut doctorul să facă, și vin coroane, da? Deci tu poți să trasezi extraordinar de bine limita, astfel încât coroana să fie foarte bine așezată pe dinte. Ăsta este secretul unui dinte bine făcut. Să existe o închidere foarte bună între coroană și dinte. Iar asta nu poți să faci decât așa, digital. Zoomare. Analog ca înainte, sunt erori la modelul de gips, poate doctorul n-a făcut bine, nu e voie să fie salivă, trebuie să fie foarte uscată. Asta, de exemplu, este o coroană, un inlay, da? Adică? Inlay-ul este, păstrezi o parte din coroana dintelui ca să nu strici zona de gingie unde se infiltrează mâncare sub coroană. Deci, un dinte tăiat la asta bază? E un dinte care a fost foarte cariat, curățat, a fost tratat pe canal. Da. Da, uite gaura care intră la canal. I-a păstrat baza. Și după aia noi le spunem că facem endocrown sau un inlay, adică este reconstitui doar partea care lipsește din dinte, nu mai stai să-l șlefuiești deci, pe tot. A ta. Aici. Rădăcina totui dintele tău. Aici nu sunt implanturi. De exemplu, aici e un inlay mic parțial. Acest dinte a avut o carie doar aici. Și tu îi construiești o piesă protetică. Ce tare, doar bucățica asta. Da, doar bucățica asta, uite-o în spate, da. Trebuie să știi, bineînțeles, o anumită... Doctorul trebuie să știe cum să prepare, că nu ai voie să ai unghiuri drepte, trebuie să toate să fie deschise, ca să poată să intre piesa. Și aici poate că a fost o fractură, poate cineva a avut o carie și n-a venit la timp și s-a fracturat o bucățică de dinte. Un compozit niciodată nu stă bine aici, e gingie și este umed. Și atunci, în condiții de uscare perfectă și să vezi foarte bine pragurile, îți construiești un inlay și îl cimentezi acolo și, de fapt, refaci integritatea dintelui, da?
Bun. Ca să mai vă arătăm chestiile astea la televizor, ca să înțeleagă și probabil... Uite, ia scanează. Hai să văd dacă ești doctor. Bun, care sunt, scanează aici sus. Sunt sceptice față ia de uite. Tehnologie. Deci scanez... Ia uite ce bine scanează ristei. Normal că scanează bine. Când termin programul aici? A, e la 12. A, e la 1, poți fi la 1 vin. Pac. Asta și cântă? Da, cântă, dar vezi că trebuie să cânte într-un fel, cânte într-un știi? Fel? Da, a, ok, gata, m-am prins. El cântă acum... Trebuie să-l ții la 45 de grade și el întotdeauna trebuie să pornești de unde recunoaște ceva, știi? Aha, aha, vezi? Aha, aha. Și acum du-te așa că vrei aici în față, nu? Așa, le-a luat pe alea, bun. Pac! E fun! Și după aia... Înțelegi? Putem să exportăm digital sau trimitem cui vrem? Absolut, da. Poți să-l... Poți să ai o conexiune direct cu laboratorul, să transmiți modelul în următoarele 2 minute. Și aici la fel, cu asta parțială, nu? Da, și acum, în mod normal, noi trebuie să luăm și mușcătura, da? Deci trebuie să luăm și mușcătura, că tu trebuie să transmiți tehnicianului cum mușcă individul, nu? 30 de și secunde. Și el își recunoaște. Ok. Și gata. A, și te ajută să vezi și ocluzia da. Și tot. Nice. Uite, ți-a arătat verde. Da. Și deci acum e scanată complet asta. E scanată complet și el acum va face modelul, da? Mm-hmm. Un model, bine, un model care nu este cel mai bine realizat, că noi n-am avut așa acuratețe acum și timp să facem detalii. Dar ce vreau să spun, că de fapt suntem aici ca să facem informare pentru pacienții noștri. Toată tehnologia, foarte multă, vine în ajutorul lor. Normal. Bineînțeles că de multe ori ne ajută și pe noi, dar pe noi poate să ne și încurce uneori. Pentru că un medic să folosească tehnologia anului 2024 trebuie să se antreneze. Să știe. Trebuie să învețe, trebuie să ducă la cursuri. Foarte mulți nu mai au chef și rămân în clasic. Nu e rău, nu e rău să fii în clasic, da? Da, dar pacienții trebuie să știe că avem și altă gamă și altă eră și plus că sunt foarte mulți pacienți care se neacă și da, vomită numai dacă le atingi limba, adică... Mm-hmm. Așa cine... puternic reflexul? Eu am un pacient pe care nu pot să-l operez decât cu anestezie generală, pentru că nu pot să-i fac nimic, deci e înfiorător, nu știu, când sună la telefon, pe mine mă apucă groaza. Primiți tehnologia în viața voastră, dar aveți grijă la cine mergeți să știe să o și folosească, să vă ajute uite mai mult modelul. Decât să vă deci uite modelul ce frumos e, cu totul altfel decât arăta scanatul, pentru că acum el l-a prelucrat, vezi? Și bineînțeles că poți să tragi limitele, nu avem timp acum să vă arătăm, că n-am venit să vă arătăm tehnologia, ci să vă spunem că ea există. Mergeți la doamna doctor în cabinet, vă scanați ce aveți de scanat și vă jucați și voi cu asta dacă vreți după program. Să rămână, să aveți un an bun, să ne vedem la fel de des și cu la fel de multe informații pentru oamenii de acasă. Vă mulțumesc!